vom avea de-a face din nou cu un episod de instabilitate atmosferică. La Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri o informare meteorologică care a intrat în vigoare dimineață la ora 4 și este valabilă până miercuri seară la orele 22 cu privire la fenomenele meteorologice menționate. În intervalul menționat vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Transilvania, nordul Moldovei și vestul Munteniei, precum și în zona de munte. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25-30 de litri pe metrul pătrat și izolat 50-60 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică se va manifesta și în partea de vest a teritoriului, iar în după-amiaza zilei de miercuri, 23 iulie, și în sud-estul țării, dar trecător și pe arii mai restrânse. Meteorologii au și vești bune. Începând de joi, vremea intră pe făgașul normal. Joi așteptăm maxime termice de până la 30, poate chiar 31 de grade Celsius în jumătatea sudică a județului. Vineri, sâmbătă, duminică până spre 33 de grade Celsius va urca mercurul termometrului la câmpie și nu sub 28 de grade Celsius în zona subcarpatică.